Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată din nou de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, reprezintă o oportunitate pentru tineri de a cunoaște mai bine piața muncii și de a alege un job potrivit cu pregătirea lor profesională. În județul OLT, bursa se va desfășura în Slatina, la Casa de Cultură a Sindicatelor și în Caracal, la sediul agenției locale. Pentru această acțiune au fost contactați 102 agenți economici, din care 40 au confirmat participarea, cu un număr de 662 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 31 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai căutate meserii sunt cele de inginer construcții civile, inginer proiectant mecanic, inginer producție, director vânzări, inginer mecanic, electrician, lăcătuș mecanic, laminorist, marcator piese, vânzător, montator panouri fotovoltaice, operator confecționer, operator producție, lucrător comercial, sudor și zidari. Pentru această ediție a bursei, zeci de angajatori din tot județul au confirmat participarea, oferind în total peste 650 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt pentru joburi ca electrician, director vânzări, lăcătuș și inginer mecanic, sudor sau zidar. Bursa este destinată absolvenților, dar orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Totodată, reamintim faptul că participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc vineri pe 14 octombrie, începând cu ora 9 la Slatina, în Casa de Cultură a Sindicatelor, și la Caracal, la sediul agenției locale.